Am revenit în platou, discutăm astăzi despre tineri, adolescenți, elevi și efectele pe care drogurile, și când spunem droguri nu ne referim doar la stupefiante, ci și la alcool și tutun, efectul pe care acestea le au asupra lor. Discutam înainte de pauza publicitară, de fapt aș vrea să punem puțin mai mult accent pe efectele pe care acestea le au asupra tinerilor, doamna Almășan. Că poate sunt tineri care ne urmăresc acum și poate îi convingem că să renunțe la aceste vicii. Nu știu dacă îi convingem, dar măcar îi informăm și le prezentăm niște informații corecte. Efectele, într-adevăr... Cauze și efecte. Da, sunt în funcție de tipul de drog, fiecare drog are efecte diferite. Majoritatea drogurilor, de fapt toate drogurile dau dependență psihică și sunt foarte multe droguri care dau și dependență fizică. Dacă dependența fizică, să spunem că se poate rezolva printr-o cură de dezintoxicare, dependența psihică este mult mai complicată. În sensul că aici nu avem un tratament standard, nu avem un medicament care să funcționeze, ci singurul tratament ar fi consilierea psihologică, care poate să dureze, nu știu, de la o perioadă de un an, doi sau poate Dar chiar mai mult. Dar funcționează doar această consiliere psihologică fără un tratament medicamentos, de exemplu? Dă roade! Sunt droguri și majoritatea drogurilor nu au nevoie de un tratament medicamentos, pentru că atâta timp cât nu există dependență fizică, nu avem ce tratament să dăm. Și atunci singurul tratament este dependența psihologică. Consilierea psihologică. Consilierea psihologică are rezultate, trebuie urmată o perioadă lungă de timp. Rezultatele acum există chiar dacă o persoană, nu știu, are o săptămână de abstinență, o lună, un an, astea înseamnă rezultate. Nu putem spune despre o persoană consumatoare de droguri, dependentă psihic, că în momentul în care a renunțat, a renunțat de tot. Nu există așa ceva. Posibilitatea de a reîncepe consumul poate să existe chiar și după 7, 8, 10 ani. De aceea este foarte complicat să spunem că am urmat un tratament și după aceea nu vom mai consuma droguri. Asta se Bine, întâmpl... aici cred că este valabil și pentru alcool și pentru tutun. Și cu toții cred că cunoaștem persoane care au fumat 10 ani, s-au lăsat un an după care s-au reapucat. Da, dependența de tutun este una din cele mai puternice dependențe. Studiile spun că dependența de tutun este asemănătoare cu dependența de heroină. Este o dependență atât fizică cât și psihică foarte puternică. Sunt persoane care renunță la fumat și după, cum am spus și noi, după ani de zile reîncep. De ce reîncep? Pentru că se află într-un anumit context, au o anumită problemă, trec printr-o depresie. Și atunci riscurile de a reîncepe consumul atât de tutun, cât și de alcool sau droguri sunt foarte mari. Da, exact cum spuneați și dumneavoastră, psihicul cred că trebuie să fie foarte bine pus la punct pentru ca acești tineri, aceste persoane să reușească să renunțe la aceste vicii. Ați întâlnit persoane care au fost în astfel de situații, cum discutam mai devreme, ca după, nu știu, 5 ani de, în care nu au mai consumat niciun fel de drog, au reînceput și au venit din nou la dumneavoastră să ceară sprijin? La noi nu pot să spun lucrul ăsta, dar în alte centre sunt persoane care au renunțat la consumul de droguri și după ani de zile s-au reapucat și au solicitat din nou asistență. Asta în cazul dependenței psihice. În cazul dependenței fizice sunt persoane care urmează repetate cure de dezintoxicare. Fac o cură de dezintoxicare, ies, încep, reîncep consumul. Probabil că mulți și renunță pe parcursul acelor terapii. Cred că sunt și persoane care renunță din
vari motive. Sunt și persoane care renunță sau care pur și simplu termină cura de dezintoxicare, ies din spital și într-o oră o consumă din nou. Sau sunt care rezistă mult mai mult, dar peste o lună, două, trei, reîncep consumul. Și probabil se reîntorc în acele centre. Se reîntorc și acest lucru pentru consumatorii de droguri este un lucru normal. Este normal ca în momentul în care renunți la consum să existe posibilitatea să reîncep consumul și lucrul acesta efectiv se repete de mai multe ori. Este ceva normal care se întâmplă celor care consumă droguri. Denisa, care crezi tu că sunt principalele cauze pentru care orice persoană de orice vârstă se apucă de aceste droguri? Păi, cred că dacă am luat așa la adolescenți, ar fi pentru că se certă cu părinții sau pur și simplu, nu știu, poate că pentru că au prieteni care chiar consumă și dacă tot zic, hai și tu, trage în fund că nu are nimic, asta nu înseamnă că el se poate abține. Deci anturajul. Da, cel mai mult anturajul și apoi problemele. Iar la ceilalți care, nu știu, eu cred că banii, pentru că și situația financiară banilor poate să îi afecteze și, nu știu, și certurile cu soția sau așa, dacă luăm la bărbați. Nu știu, așa cred că. Aș vrea să completez aici legat de cauzele începerii consumului. Studiul făcut pe adolescenții de 16 ani arată în mod curios, să spunem, că 69,1% dintre ei consumă chiar din curiozitate. Curiozitatea este prima cauză a începerii consumului pentru cannabis, hașiș, amfetamine sau ecstasy, iar dacă vorbim de etnobotanice, procentul crește la 74,2%. După curiozitate încep celelalte motive, anturajul, problemele în familie, așa cum a spus și Denisa. Dar totuși principala cauză este curiozitatea. De exemplu, în momentul în care noi mergem în licee sau în școli generale și desfășurăm activități de informare, foarte mulți ne spun că sunt curioși. Dar cu, nu știu, așa, o pasiune în ceea ce zic, adică ei chiar sunt curioși, sunt curios să încerce măcar o dată să vadă cum e. Cum spuneam, acel odată se transformă în ani, poate. Da, noi asta încercăm să le explicăm, că acel odată se poate transforma în de două, trei ori și după aceea în dependență. Dar, într-adevăr, curiozitatea este chiar principala cauză. Pe primul loc. Da. Referitor la ce spunea Adriana, Adriana spunea că drogurile pot afecta pe plan fiziologic, la nivel fiziologic și la nivel psihologic, dar trebuie să ținem cont și de faptul că și în plan social îi afectează pe consumator. Viața socială. Da, viața socială, în sensul că aceștia se izolează de familiile lor, își găsesc alte medii în care să trăiască și ori familia îi reneagă, ori ei părăsesc familiile lor, indiferent că vorbim de tineri, adolescenți sau chiar persoane adulte. Pentru că vedem peste tot sunt, din păcate, și persoane adulte care de multe ori ne gândim și credem că tinerii au și nu prea discernământ în unele momente, însă acele persoane adulte nu știu dacă au atât de multe scuze. Da. Doamna Armășan, acesta este, vreau să fiu voluntar, este un proiect în cadrul campaniei. Ce alte proiecte mai pregătiți să veniți în sprijinul tinerilor? Vreau să fiu voluntar este un proiect local care a început anul trecut, în iunie, se va termina anul acesta în iunie și aș vrea să menționez că îi avem ca și parteneri în acest proiect pe Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Aceste instituții ne sprijină în derularea proiectului.
Pe lângă acest proiect, mai avem încă foarte multe proiecte locale, dar și campanii naționale. Una dintre acestea este riscurile consumului de droguri la mamă și copil, o campanie care a început anul trecut în octombrie și se va finaliza anul acesta în iunie. O să continuăm, însă vreau să urmărim și acel spot despre care discutați. Mama mi-a dat viață. Are grijă de mine de la început. Este tot ce am mai bun. Mă îndrumă în tot ceea ce fac. Ea a decis cum va fi viața mea. Până la final. Dependența de droguri se transmite de la mamă la copil. Renunță la droguri. Alege o viață fără droguri pentru copilul tău. O campanie de conștientizare asupra riscului consumului de droguri la mamă și copil a Agenției Naționale Antidrog. Acesta este unul dintre spoturile care, de fapt, în campania pe care o desfășurați. Au existat cazuri în care, în județul Hunedoara, de acesta vorbim, în care de la mamă s-a transmis la copil? Au fost? Dependența fizică se transmite de la mamă și copil în cazul femeilor care sunt dependente de heroină. Femeile însărcinate care consumă heroină și reușesc să nască un copil, în momentul în care copilul se naște, este dependent de heroină. Există într-adevăr un tratament care se dă copilului imediat după ce s-a născut și dependența fizică se rezolvă, dar în general copiii născuți din mame dependente suferă de foarte multe probleme, atât pe plan fizic, cât și pe plan psihic. Ați spus dacă reușesc să aducă pe lume acel copil. Dacă reușesc, pentru că de multe ori, din păcate, sarcina nu poate fi dusă până la final. La noi în județ, nu știu să vă spun, nu există cazuri de mame, femei însărcinate, dependente de droguri. Dar nu trebuie să uităm de alcool și tutun, care sunt tot droguri, dau dependență și foarte multe femei consumă alcool, dar și fumează. Chiar și în timpul sarcinii. Da, din păcate chiar și în timpul sarcinii. Și atunci campania asta își propune ca și obiectiv să sensibilizăm și să conștientizăm tinerele mame cu privire la riscurile pe care le are consumul de droguri. Spotul pe care tocmai l-am urmărit este una din activitățile, să spunem, din campania noastră. Și prin acest spot încercăm să conștientizăm femeile în general cu privire la aceste riscuri. Vor mai fi și alte activități până la finalul campaniei. Anul trecut am avut o dezbatere în parteneria cu Direcția de Sănătate Publică, la care au participat foarte multe persoane din medici, dar și femei. Deși prin intermediul medicilor, psihologilor, da. Doriți să transmiteți aceste informații. Da, și în continuare vom distribui materiale informative către femeile însărcinate și către femei. Credeți că vor avea rezultate campaniile acestea? Un rezultat sigur este faptul că persoanele vor fi mult mai informate. Acesta este un rezultat clar al campaniei. Vor deține mai multe informații și, ceea ce este foarte important, vor deține informații corecte. Da, pentru că de multe ori informația, probabil știi și tu, Denisa, de pe internet, este sau nu întotdeauna cea corectă. Da, nu întotdeauna poți să te bazezi pe informațiile de pe internet, pentru că, de exemplu, poți să fie scrise de o persoană care habar nu are de chestiile astea sau sunt persoane care vor să, nu știu, se folosesc de alți oameni și să îi facă să creadă că, da, chiar așa este. Și pe tine te-au ajutat aceste campanii, aceste proiecte?
Da, m-a ajutat foarte mult pentru că am reușit să deschid ochii mult mai bine și, nu știu, am descoperit multe lucruri frumoase și am învățat multe lucruri. Și prin intermediul lor ai posibilitatea să ajuți și tu la rândul tău și să informezi corect, cum spuneam mai devreme. Da, exact. Adică pot să îi ajut, dar aș putea să mă oferesc și pe mine și pe prietenii mei de chestiile astea, adică de droguri sau de... tutun, alcool. Da. La ce spunea Denisa, aș vrea să completez că toți voluntarii din acest proiect, la început, au urmat un curs de formare, de 40 de ore, prin care ei au fost formați pe acest domeniu. A fost și o parte de informare, adică au primit foarte multe informații legate de droguri în general și a fost și o altă parte în care li s-a prezentat modalitatea de desfășurare a campaniilor, a activităților de prevenire. Toate acestea ca ei să fie formați, să poată da mai departe informația. Bun, eu vă mulțumesc pentru prezența noastră în emisiune. Vă așteptăm și în viitor în alte campanii, care să sperăm că vor avea un rezultat pozitiv în rândul tuturor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și noastră telespectatorilor pentru că ați fost și în această seară alături de noi și rămâneți în continuare pe Hunedoara TV pentru că urmează știrile Hunedoara TV prezentate de Cristina Rahovean. De la ora 19, Mircea Mihuleț vă așteaptă la Punctul de Vedere, iar de la ora 20, Monalisa Hin vă așteaptă la emisiunea Hunedoara în 50 de minute. În această seară, invitat în platou este primarul municipiului Brad, Florin Cazacu. Eu vă doresc o seară plăcută în continuare și ne revedem mâine la aceeași oră. La revedere!